În speranța că vor reuși să cumpere un miel mai ieftin, mulți gorjeni au mers în piața Litovoi abia astăzi. Pentru că nu au putut negocia până la prețul dorit, s-au limitat la a cumpăra o jumătate de miel. Ziua, bună ziua! Ați cumpărat un miel? Da. Așa, o pe jumătate. Ultima sută de metri? Pe ultima sută. Mâine e ultima sută. O jumătate? De ce nu unul întreg? Săraci. Asta este. Cu cât ați luat kilogram? 20 de lei. În alți ani vă permiteați un miel întreg? Da, în fiecare. A fost agitație mare și în piețele de legume din municipiul Târgu Jiu. Cumpărături? Da. Pe ultima 100 de metri? Pe ultima, da. Ce ați cumpărat? Altceva ați mai cumpărat astăzi? Da, am cumpărat. Cam cât ați cheltuit? Nu știu exact așa. Mai? Nu. Ce ați cumpărat? Mai de toate. Vă limitați când vine vorba de masa de Paște? Ce și ce așa? Ce veți pune de sărbători pe masă? Domnișoara, tot ce pune românul, sarmale, piftii, cozonac. Făcut de dumneavoastră sau cumpărat? Făcut de mine. Mai faceți și în casă? Da, că numai din cumpărături. Mari bătăi de cap au avut și șoferii. Aglomerație în piețe, aglomerație și în trafic. Șoferii au fost nevoiți să dea dovadă de multă răbdare pentru a face față cozilor interminabile de la semafoare. Pentru a preveni evenimentele neplăcute, zeci de oameni ai legii s-au aflat în intersecții și în zonele aglomerate.